scăderea guvernului Ponta, o parte din guvernul Ponta. Știți că domnul Victor Ponta a demisionat, a demisionat și Gabriel Oprea, a demisionat și Piedone. Parcă nu vine să cred. Ce o fi apucat? Este un lucru bun, un lucru rău? E un lucru formidabil. Pe Ponta trebuia să demisioneze de când cu plastografiile lui. Plus alte treburi. Oprea de când cu polițistul și Piedone. Acum câțiva ani era pe București, gonea țăranii din piață să intre precupeții. Și acum e mare primar al Oprea. Chiar mă întreba mai devreme dacă de seară vor mai ieși. Protestatarii, da. Oamenii, da. Sigur că da, și vor ieși în... Ar trebui să iasă pentru că trebuie aplicată legea. E lucrul cel mai important. E un este lucru bine, bun. Este rău? Nu, după părerea mea este un lucru bun. De ce? Pentru că s-a realizat dorința străzii, ceea ce au cerut, dar stau să mă gândesc dacă nu era acel eveniment, tragedia, așa, mai ieșeau în stradă și dacă nu a fost totuși așa, organizat ceva. Credeți că Victor Ponta ar fi trebuit să-și dea demisia mai demult și Gabriel Oprea și Piedone? Întâmplarea face ca fiicele mele să locuiască în sectorul 4 și sunt foarte multe lucruri făcute de către domnul primar Piedone. Dar, ca orice om, poate să facă și greșeli. De aici sunt de acord că trebuia să-și dea demisia. Și să verifice mai atent autorizațiile, da, de exact. Funcționare? Autorizațiile trebuiau verificate. Acum o să se aducă la suprafață multe nereguli care sunt și peste tot. Credeți că o să se respecte legea de acum încolo? Da, cred. Dar nu mai e să se întâmple o tragedie ca să se ia unele măsuri. Numai așa. Din păcate, asta este. Păcat de săraca țară bogată care e România. În contextul că suntem aceiași, munții noștri ori poartă, noi cerșim din poartă în poartă, vai de noi! Un sas președinte, ăsta cred că ne face varză. Păcat, păcat! Credeți că s-a întâmplat de când s-a întâmplat incidentul la colectiv? La... Nu mă pricep, dar... Carnajul care a avut loc cu victimele, cele 32... A avut loc, nu premierul e de vină și e de vină... Sunt de vină toți, în contextul că, în primul rând, cei de la PSI trebuia să controleze și astăzi sunt, ia uitați-vă, uși de instituții și pot să dau și exemple care se deschis spre interior. Da, foarte bine, mă bucur pentru tinere, da. Păcat de cei care au murit. Au văzut la televizor. Și Piedone și Gabriel Oprea. El știam că nu, că nu acceptase, dar... Dacă acum nu m-am uitat la televizor, că am fost plecată. Dar foarte bine, pentru tinere, da. Și măcar dacă ar veni un guvern mai bun să facă ceva și pentru tinere. Să facă ceva pentru ei. Păcat de cei care au murit acolo. Chiar foarte păcat. Dar Ponta trebuia să-și dea de mult. Demisia pentru că a fost avertizat. Credeți că incidentul de la grupul colectiv l-a determinat să-și dea demisia? Eu cred că da. Și ieșirea populației în stradă. Eu cred că da. La fel și ceilalți care au urmat... Și ceilalți, da. Gabriel și așa era... avertizat dinainte, trebuia să-și dea de cu acel polițist, păcat de acel polițist, un băiat tânăr, care nu-i trebuia, cred, după noi, oamenii așa cum ne cred ei de sus, că guvernele și ce e în camerele de deputați, sunt numai pentru ei. Oricum, ei nu fac nimic pentru populație. Și nici n-au făcut, nu prea văd mare lucru ce au făcut.